Hello, dragilor, episodul 8 ne găsește alături de Leti. Leti, vreau să ne povestești puțin despre tine și să ne spui puțin despre contextul în care te-ai apucat de tatuat. Puțin despre mine, chiar o să zic puțin, încă sunt timidă. Eram în anul 1 de master la pictură și din pictură, din păcate, nu se poate trăi. Și am vrut să mă întrețin singură, să pot să stau în chirie în Timișoara, încă am venit din Maramureș, aici la facultate. Și am zis să încerc să fac asta, nu știam dacă o să-mi placă, dacă mi se potrivește. Am intrat într-un salon, l-am întrebat pe tip dacă mă învață să tatuez și de acolo asta mi-e calea. Am rămas în domeniu. Și cum a fost când ai realizat primul tău tatuaj? Foarte stresant, cu multe emoții, un tatuaj foarte mic pe care m-a lăsat în jumate de oră, atunci am stat 2 ore pe el. Dar, na, l-aveam în spate pe băiatul care m-a învățat să tatuez și poate era ceva, mă bazam pe el. Când ai făcut tu primul tatuaj? Acum 8 ani, cred, da. La un an după ce am început eu să tatuez. Ai primul tatuaj pe care ți l-ai făcut singură? Da, am 2 tatuaje pe care mi le-am făcut deasupra gleznelor. Un arici și o timonă. Există mereu motivație în spatele unui tatuaj? Nu există mereu, dar ar trebui să existe. Cred că tatuajele nu sunt un accesoriu de purtat, așa că nu te deparasezi de el, azi l-ai, mâine nu. Ar trebui să facă parte din tine, din personalitatea ta, să-ți evidențieze trăirile, gândurile, momentele, nu știu, să te... Ce simți când tatuezi? Mă deconectez de orice problemă, de tot ce se întâmplă în jurul meu, sunt doar acolo și de-a lungul timpului m-a ajutat foarte mult să trec peste anumite perioade mai grele. E ca o terapie pentru mine. Și sunetul mașinii și... Eu încă lucrez cu bobine, dar contur. Spune-mi, te rog, ce face un tatuaj să fie de calitate? Acum sunt multe care te ajută, pe lângă pigmenții care sunt foarte buni, mașinile au evoluat, dar în primul rând mâna artistului contează. Ce tatuezi cel mai des? Păi... Eu mi-am format un stil și atunci persoanele care mă caută vin pentru ce tatuez eu, pe linie, geometrie. Nu fac tatuaje realiste, portrete și cel mai des, evident, fac mandale pentru fete. Și merg și pe culoare, dar mai mult linie. Linie, geometrie. Acopăr și cicatrici și am făcut de curând un cover pe un sân foarte vătămat după o mastectomie și l-am acoperit cu ceva foarte colorat, vesel. Crezi că există o modă atunci când vine vorba de tatuaje? Nu cred că mai există. Până la urmă, nici. Nu cred în modă, în nimic, în haine. N-ar trebui să existe neapărat o modă. Să fii tu, să-ți faci ce îți place, ce te taie capul, că dacă e să ții pont de toate nebuniile și toate regulile și te pierzi. Cam care e perioada de timp, nu știu, pentru a realiza un tatuaj mic și unul mai complex? Cât a durat să realizezi cel mai complex tatuaj? Mic, am văzut în cazul Laurei câteva minute, 5 cred, de la 5 până la ore bune. Cel mai lung a fost de 9 ore în stat, într-o ședință. Nu-i recomandat neapărat, ar fi bine să fie făcut împărțit în 2-3 ședințe. Cam 4 ore e ok pentru corp. Pe urmă începe să scoată limfă, tuș, sângerează, nu chiar bine.
cum te descurci când ai clienți care poate ai început deja tot procesul și la un moment dat se oprește și spun stop, eu nu mai pot și poate au un atac de panică, nu știu, l-ai confruntat vreodată cu asta de panică? Nu, dar dacă e vorba de durere, se poate opri. Din momentul în care am conturul, nu mai contează, adică stensilul se șterge, dar dacă e conturul, se poate întrerupe și după ce se vindecă pielea, după 2-3 săptămâni, poate să revină la următoarea ședință să-l terminăm. Ai un artist anume care te-a inspirat să faci ceea ce faci acum? 11.000 de artiști, nici nu știu să zic. Acum sunt atâția că pe toate rețelele și non-stop caut și îmi salvez imagini și... Dar artistul care m-a învățat pe mine rămâne mentorul. Da, Teresa. Cum crezi că văd timișorenii această artă? Acum că avem și noi convenții, anul ăsta a fost a doua convenție în Timișoara, aș fi vrut să zic că mai bine, dar au fost foarte puțini, mă refer la public. Artiștii au venit, am fost peste 20 de artiști. E de bine, adică și pe stradă îi vezi cam pe toți tatuați, nu mai contează domeniul din care e numai ceva wow. Deci crezi că nu mai e un subiect tabu în momentul de față? Nu. Ce sfaturi ai tu pentru cei care se pregătesc să-și facă primul tatuaj? Să se documenteze bine înainte, să-și caute un artist, mai întâi să se uite pe portofoliu, să vadă ce lucrează, în ce stil, să nu se uite pe YouTube și pe alte site-uri să vadă cum e în momentul ăla, că de obicei se sperie sau. Dar asta contează mai întâi, să știi ce vrei, să fii hotărât, să-ți alegi modelul de dinainte, să știi zona eventual. Bine, poți să vii și nehotărât și pe drum te ajut, dar e mai bine să știi măcar tematica, să fie ales subiectul, că de acolo putem dezvolta. Și înainte de a veni la tatuaj, ar fi bine să odihnească, să mănânce bine, să fie corpul pregătit pentru durere. Cum trebuie să îngrijim tatuajul respectiv ulterior? Eu recomand Bepanthen, să lungă 2 săptămâni până la 3, de 4-5 ori pe zi, ideea să fie hidratată pielea. În primele 2 zile se ține o folie, așa să evite piscinile, bazin solar, de la 2 până pe la 4 săptămâni cu solar ar fi bine. Spune-mi, te rog, dacă este un mit sau realitate faptul că odată ce ai început să te tatuezi, o să continui. Majoritatea așa fac. Încep cu unul și tot continuă. Da. Leti, eu îți mulțumesc frumos. Spune-mi, te rog, unde te pot găsi cei de acasă? Pe Facebook și pe Instagram la Leti Tatu și ca locație în Unirii pe Augustin Pașa numărul 10. Mulțumim că ați fost alături de noi și de data aceasta și nu uitați să ne dați un like, share și un subscribe.